Acțiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale de către contribuabili, precum și prevenirea, descoperirea și combaterea actelor și faptelor care au ca efect evaziunea fiscală. În urma acestor acțiuni au fost constatate deficiențe de peste 20 de milioane de lei. În luna februarie 2016, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj a efectuat 57 acțiuni de inspecție fiscală și 29 de controle inopinate, încrucișate și cercetări la fața locului. Urmare tuturor acțiunilor de inspecție fiscală efectuate, au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat al statului în valoare totală de 20.211.313 lei, cu 8.925.880 de lei mai mult față de luna februarie a anului 2015. Pentru deficiențele constatate au fost aplicate 39 amenzi contravenționale în valoare totală de 61.400 de lei. În ceea ce privește încasările, reprezentanții Agenției Județene a Finanțelor Publice Gorj au încasat atât la bugetul de stat, cât și la bugetul asigurărilor sociale peste 50 de milioane de lei. Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanțelor Publice pentru luna februarie 2016, în sumă totală de 41.780.000 lei, instituția noastră a realizat un volum al încasărilor de 52.576.508 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 125,84%. Pentru îmbunătățirea parteneriatului contribuabili-administrația fiscală și pentru aplicarea unitară a prevederilor legislației fiscale privind impozitele, taxele și contribuțiile sociale, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj a organizat luna trecută întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri din județul Gorj.